así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Invitatul nostru e un profesionist al naiului, de fapt un vrăjitor al naiului, domnule Gheorghe Zamfir. Bine v-am găsit! Cum e să fii un vrăjitor profesionist? Nu știu dacă aș putea să mă numesc un vrăjitor al naiului. Ați vrăjit atâta lume. Este o problemă de talent și de har. Să vă spun de ce v-am invitat? Nu știu, dar sunt curios. Pentru că m-a mișcat ceva ce mi-a povestit o invitată la această masă. Era în Germania, se hotărâse să rămână și cineva i-a pus un disc cu naiul lui Zamfir. Și atunci, domnule Zamfir, a sfâșiat-o un asemenea dor de țară, s-a suit în primul avion și s-a întors. Da. Atunci am spus, de ce pocăniți? Acum auzi sub masă picioarele lui Zamfir pocănind. Când, în continuu bat ritmuri, compun melodii, așa sunt eu. Și când visez, compun în continuu. Era un banc pe vremuri, despre România. Niște străini discută în România ce țară frumoasă și poanta era păcat că e locuită. Da. Și m-am gândit, venind spre studio, ăsta e un banc care îi se potrivește și lui Gheorghe Zamfir. Muzica divină a lui Gheorghe Zamfir se însoțește cu omul Gheorghe Zamfir, care n-a fost la înălțimea muzicii. Credeți lucrul acesta? Vă întreb. Dar mă cunoaște cineva? Sta cineva de vorbă cu mine? Din cei care mă urăsc? Sunteți invitatul meu. Toată dezinformarea care a fost făcută din 1990 până astăzi, în acest moment. Cum? Că Zamfir nu se duce la concerte, Zamfir e nebun, Zamfir și-a pierdut mințile, Zamfir a plecat cu Sorcova, Zamfir e hoț. Eu am toate ziarele. Eu de 15 ani, zi cu zi, noapte cu noapte, minut cu minut, eu trăiesc un coșmar. Oricât v-ar detesta, să zicem, o anumită parte a populației, pentru care prestația dumneavoastră, mai ales de după 89, a fost deconcertantă, ca să folosesc un eufemism, nimeni nu poate să nege că artist al naiului sunteți. Și că peste secole, domnule Zamfir, când va exista doar nai electronic, într-o lume science fiction în care nu va mai fi nai, dumneavoastră veți fi. Cum e să te simți cu posteritatea asigurată? Este o greutate. O greutate greu de purtat. Pe care n-ați prea reușit să o purtați, haideți să fim sinceri. Am purtat-o timp de 50 de ani. V-ați zdrobit, v-a făcut praf, sunteți cam, cum se spune, broscuța peste care a trecut tancul, domnule Zamfir. Da, tancul românesc, pentru că tancul universal, tancul mondial n-a existat. Dimpotrivă, eu am fost un tăvălug pe care românii nu l-au cunoscut niciodată și pe care nici n-au... Poate că nici n-au vrut să-l perceapă. A spus și dumneavoastră că muzica mea, într-o zi, va fi încă ascultată peste secole de către oamenii care trece prin timp. Am avut partea mea de glorie pe care foarte puțini artiști au avut-o. Dumneavoastră, în fond, sunteți doar mesagerul unei muzici divine. Da. Da? E mult, păi, fără doar. Atunci contravine cu omul. Nu poate o muzică divină, cum spuneți dumneavoastră, să locuiască într-un spirit și într-un trup care este bolnav sau care are probleme psihice. Sau... Recunoașteți că de multe ori în viața dumneavoastră, asta o spun după ce am răsfoit volumul ăsta masiv de memorii, v-ați fost principalul inamic? Nu recunosc. Oamenii mi-au făcut mie rău. Eu când am venit acasă în 1990, am venit cu aceeași intenție și cu același sentiment că mi-am iubit infinit țara, că am iubit infinit acest popor și am vrut să mă doresc total lui. Și când vrei să te dărești total lui cu riscul oricărui sacrificiu, până la ultima picătură de energie și de sânge... Nu vă cere nimeni ultima picătură de energie și de așa sânge. Așa am simțit. Ar fi ajuns să vă închideți într-o cameră de unde să deschideți fereastra și să se audă doar muzica dumneavoastră. A știți atmosfera politică, socială, administrativă, economică, culturală a României din 1990? Atunci v-ați simțit, ca să zic așa, terminat de mediu? Am fost terminat de mediu pentru că
Între 1990 și 1993 mi s-a creat un climat atât de ostil și nu făcusem niciun rău. Nu mă implicasem în nimic atunci. Încât? Atât de ostil încât am fost obligat, vă spun, să plec în al doilea exil. Și ce s-a întâmplat? Între 93 și 97 am fost în al doilea exil. Ați cunoscut artiști blestemați, chiar cartea dumneavoastră se cheamă Binecuvântare și Blestem. Ați cunoscut artiști care sunt proprii lor inamici, care se autodistrug. Am văzut artiști care au și o notă de cum să spun, extremă, de excentric. Sau se balansează între excentric și normalitate. Ceea ce e șocant în biografia dumneavoastră este, ca să zic așa, amplitudinea balansului. Adică dumneavoastră, domnule Zamfir, ați cunoscut, bine, poate sună exagerat, gloria planetară. Ați cunoscut-o, adică alături de Nadia Comăneci și alături de Năstase, de Ilie Năstase. Numele dumneavoastră a făcut ocolul globului, a fost foarte cunoscut la un moment dat, ați vândut foarte multe discuri, cred că sunteți românul cu cele mai multe discuri vândute în străinătate. 120 de milioane de discuri au fost vândute pe toată planeta. Sunteți siguri de cifra asta astronomică? Da, s-au făcut statistici și... Domnule Zamfir, dacă n-ar fi 120 de milioane, ci un milion și tot e fabulos. Este fabulos, însă dezastrul meu a fost că eu am dat impresia că sunt o instituție. Sunteți o instituție. Păi am făcut peste 160 de discuri pe Mapamon. Nu? Charles Aznavour, luați-i toată discografia. Nana Muscuri, n-am mai mult de 60. Madonna, n-are mai mult de 70-80. Eu am făcut 160 de discuri care... În schimb, ei au 160 profită? De miliarde sau da, nu știu, a profitat Electrecordul, care a vândut peste 20 de milioane și eu n-am știut să mă apăr. Eu n-am avut avocați, n-am avut foarte rău. Secretare. Asta ține de neprofesionalism până la urmă. Când mi-am făcut această mică instituție și când mă plimbam pe Mapamond, cum să spun, ca o albină de la o floare la cealaltă și numai seara regăsea stupul, să depun polenul. Când veneam să depun polenul la Paris, constatam că avocații mă trădaseră, că dușmanii mei cumpăraseră avocații, că totul se năruia și totul bun, să era depun încădere. Polenul la Paris atunci, înseamnă cum ar zice franțuzii, le fric. Exact. Chiar avocații, banii în bănci. Am avut un talent bun, extraordinar de a atrage escroci. Care v-au ajutat să vă pierdeți toți banii? Da, m-au ajutat foarte mult. Și impresari. Da, tocmai de aici a venit greșeala, pentru că eu am crezut că fiecare este cinstit. Așa cum știam că tata a fost cinstit, mama a fost cinstit. Aici este partea mea de vină, pentru că n-am fost prompt. Eu am avut privirea căzută spre pământ ca a mamei. Tata a fost un om curajos, un om extraordinar de energic. Și dumneavoastră semănați în muzică, am impresia, cu mama, domnule Zamfir, exact. Și în prestația publică vreți să semănați cu tata. Nu, cu tata, de la tata n-am moștenit decât un singur lucru, dârzenia și voința de a învinge. La ce vârstă ați văzut primul nai? La 14 ani. Unde? La școala de muzică, când tatăl meu, Zamfir Tudor, ascultând rugămințile mele timp de 2 ani de zile, m-a adus în București să mă prezint la examen la această școală de muzică, care era a doua din țară. Dar 2 ani de ce l-ați rugat? Pentru că nu vroia să mă scrie la muzică. Am văzut în carte că tata voia să vă facă inginer. Exact. De ce n-ați vrut să fiți inginer, domnule Zamfir? Pentru că am iubit muzica și numai muzica. Eu n-am știut. De când vă știți? De la vârsta de 4 ani, tata era comerciant, avea o băcănie în Găiești și m-a adus într-o zi să-și cumpere marfă angro din București, de la îngrosiștii din cartierul Lipscani. Era iarnă, era zăpada mare în oraș și atunci am văzut un grup de muzicanți care cântau. Lăutari. Erau orbi, toți erau orbi. Și unul cânta la un acordeonaul. Cum a mișcat degetele pe acea claviatură, mi s-a părut ceva magic. Nu înțelegeam cum mișcă el degetele pe acea claviatură. Și dumneavoastră cântați la acordeon. Eu cânt și acum la acordeon, da. Și la pian și la ce mai cântați? La mandolină și cu vocea cânt. Aveți o voce, seamănă acum când vorbiți cu vocea lui Aznavur. Da, e puțin gutural acum că... Așa e și vocea lui Aznavur. Da, da. Și m-am gândit ce succes ar avea dacă ați face acum un disc cu șansonete franțuzești. Am să fac și poate și cu șansonete franțuzești, dar cred că am să fac un disc mai curând cu romanțe.
acompaniindu-mă singur la pian. Dumneavoastră ați avut ideea asta pe care n-a mai avut-o nimeni înaintea dumneavoastră, să asociați naiul, un instrument popular, primitiv oarecum, da, da, cu orga. Da, l-am asociat în 1972, când am avut o revelație în urma unui vis. Cântam într-o catedrală și... În vis. În vis. Și eram acompaniat de o orgă. M-am sculat a doua zi dimineață, am propus unui om care, pe care îl cunoșteam și în câteva zile am realizat o înregistrare de probă care a rămas pe disc, acea înregistrare de probă, și care a constituit după aceea un succes atât de uriaș pe toată planeta, încât a bătut toate recordurile de vânzare. Ce ați făcut cu banii? A bătut toate recordurile de vânzare? Asta înseamnă bani. Unde sunt bani? Dar în buzunarele cui? Eu aveam 28 de ani, 29 de ani, am venit de la țară. De unde să știu eu ce intenții are? El îmi spunea, ești genial, fenomenal, ești frumos, ești tânăr. Și eu îl credeam pe cuvânt. Și eu, după aceea îi spunea, da, eu am cântat pe gratis. Zice, nu, 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 o să-ți dăm partea ta de bani de merit. Și era un fel de 10-15% din care... Dar restul luau ei, 80-90. Așa s-a întâmplat până mai târziu. Până am semnat un contract cu Casa Philips, unde am avut, într-adevăr, un contract în regulă semnat pe un termen mai lung. Mi-am cumpărat o casă aici, mi-am cumpărat o proprietate în altă parte, am fost imigrant în Canada timp de 5 ani de zile, mi-am păstrat un apartament la Paris, aveam o casă în București. Dar toate astea știu că nu mai există. Nu mai există, pentru că așa au vrut... acești prieteni, între ghilimele, să nu mai am. Pentru că dumneavoastră, probabil, v-ați girat în așa fel viața sau averea, încât le-ați pierdut. Nu, nu știu, vă întreb nu acum. Cred. Cea mai mare parte a tragediei mele, a tragediei vieții mele, dacă pot să o numesc așa, este că am venit dintr-o țară comunistă. Câțiva artiști în acea epocă au venit de acolo. Era Rostropovici, era... cine mai era? Mișa Maischi, violoncelistul. Era Solzhenitsyn, foarte puțini care au rămas în Occident și care au făcut carieră. Eu veneam, eram singurul din România cu muzica care am făcut o, să spun, un boom planetar, un succes planetar. Ați făcut. Bun. Și n-ați știut să-l girați. Păi n-am știut pentru că nu eram inițiat. Cum să știu eu să-mi girez toată averea mea când eu eram o lună în Australia, veneam la Paris să-mi lăsam bagajele, mă duceam două luni în America, veneam înapoi la Paris, mă duceam, veneam în țară. Da. Tata a știut la țară să-și gireze băcănia. Da. Pe când dumneavoastră... Tata se ducea la București după marfă, sau cea în Telorman după marfă. Dar el venea întotdeauna acasă. Eu nu aveam niciun loc stabil. Aveam un apartament la Paris. Am fost în Canada și am stat 5 ani. Dar tot timpul, eu cât am stat 5 ani în Canada, am făcut un, cum să spun, un calcul. În 1987, când mi-am depus cererea pentru a avea naționalitatea canadiană, să obțin pașaportul canadian, nu mi-a fost dat. De ce? Pentru că în 5 ani de zile eu n-am stat decât 3 luni și jumătate. Da, că umblați tot timpul. Eu n-am fost niciodată. Spuneți-mi, copii aveți? Am un copil în Canada care se spune că e al meu, l-am recunoscut, îl cheamă Teodor Zamfir, are 19 ani și... Să vă trăiască. E bine, mersi. V-ați spus, se spune... Indiferent ce se spune, de vreme ce l-ați recunoscut, e copilul dumneavoastră. Are atât de mare importanță. Aș fi vrut să fac un control la ADN ca să știu într-adevăr să dorm liniștit. Și în acel moment. Și ca să dormiți liniștit și în viitor, pentru că Yves Montand, știți ce a pățit, a fost dezgropat de câte ori? Nu știu. Oricum, a fost dezgropat ca să-i se vadă ADN-ul. Da, au fost multe probleme în acest sens. Problema aici nu e de ADN, e de ADN sufletesc. Un băiat de 19 ani se cheamă Zamfir în Canada. Îl iubiți? Da. Din această cauză am anumite îndoieli, pentru că n-am avut contact cu el ani de zile. De ce? Pentru că nu-mi scrie, nu-mi dă niciun telefon. Eu îi mai scriu, îi mai trimit cât un fax de ziua lui, îl mai felicit. M-am văzut acum 2 ani jumătate la New York cu el, dar de atunci totul s-a stins. Nu. Vă seamănă vreun pic? Lumea spune că îmi seamănă, eu nu mi-am dat... Iarăși lumea... Păi, ce să vă spun? Cum e cântecul? Cum zice cântecul? Lasă lumea să vorbească, ăsta e rostul ei. Am citat bine? Da. Nu ne interesează lumea, ne interesează un artist care în viață, cum să spun... Îngrozitor, adică mă simt așa marginalizat și sunt marginalizat și știu de unde mi se trage acest loc. Vă marginalizați singur? Nu, eu știu de unde mi-am tras dușmanii. Din apariția mea la... balconul universității în 1990, în aprilie, când am apărut de 2 ori consecutiv, cu mama de mână, cu tata de mână, cu nepoții și cu fratele, toată familia.